Bună seara, bine v-am găsit. Sunteți la A Patra Putere, la TV Buzău. Discutăm despre ceea ce Cezar Preda, de multe ori chiar și la ultima apariție de aici la TV Buzău, nu vrea să accepte, și anume falimentul PDL Buzău. Nu știu dacă știți, dar PDL Buzău trece prin cea mai grea perioadă din existența sa. Mă rog, de la PD, cum a ajuns la PDL, nu mai vreau să mai intrăm în detalii. Dar în momentul de față PDL este în Guinness Book Național, dacă putem să spunem așa ceva, pentru că are fix zero primari în momentul de față, a rămas fără niciun primar. De ce, cum s-a ajuns aici, e de discutat. De aceea o să discutăm în această seară alături de profesorul Mircea Costache. Bună seara, bine ați revenit, domn profesor. Bună seara. Ce mai faceți, domn profesor? Ce să fac? Uite, ascult și eu acum la tine despre ce vrei tu să vorbim. Dacă vreți să vorbiți despre altceva. Îți place? Vrei neapărat să vorbim despre nimic? Da, știți că e bine să vorbim și despre nimic. Că am avea atât de multe. Știți de ce e bine să vorbim despre nimic? Știu, domnule, dar ai văzut că eu sunt preocupat în general de starea națiunii, că fac parte din acest peisaj sumbru și elementele locale pe care vrei să pui accentul, și bineînțeles că asta este atributul tău. Mie nu că îmi scapă elementele locale, dar am încercat în general să văd germenii răului din societatea românească pe toate treptele, pe toate nivelele. Tu identifici acum unele stări de lucruri locale care au și ele relevanța lor, de drept. Faptul că un partid până mai ieri la guvernare, care n-avea loc la sala sporturilor când făcea niște chermeze pe acolo de anumite zile, așa, așa... Mi-a o tempora, o cum? Da, o tempora, o mores. Cu mores au rămas bine, cu năravurile. Dar timpul nu că s-a schimbat. Știți cum se schimba la noi după 25 de ani? Se preia ștafeta de la unii la alții ca să continue neabătut drumul spre degradarea societății românești pe toate planurile. Și că faptul că mai ieri erau foarte atractivi și migrau primarii către ei și acum au rămas ei cu zero primari în județul Buzău, nu mi se pare deloc un eveniment epocal. Putem consemna ca pe o stare de fapt și să vedem cât de ridicol e câte unul care se închipuie mare lider politic, se îmburică. Ai văzut ce lecții dă națiune de pe la televiziune centrale, nu de la astea, după aceea din grădina noastră, cum facem noi. Așa, oameni care, dacă îi cauți bine, cum au ajuns ei pe acolo, care le-a fost parcursul și pe ce mai stau ei acum ca să vorbească, în numele cui mai vorbesc ei acolo, când baza pe care zice să se situa le-a cam dispărut, au rămas așa suspendați în aer, dar tot voioși, tot cu morgă de oameni politici rasați, tot cu aere docte. Așa că tu constați că nu mai au primar. Și dacă nu mai au primar, ce? Bine că l-au pe Cezar Preda. Păi, unde l-au? Păi la televizor, la alea centrale. Așa, și ce zice domnul Preda la televizor? Acolo zice că... Nu prea mă mai acolo zice... Acum mă informați dumneavoastră pe mine. Vă rog. Cum? Da, sigur. L-am văzut și aseară. Așa. Știi că noi butonăm. Și cum n-am de ce să stau într-un loc pe un program, că eu știu dinainte ce va urma, mă uit la figuri, la fețe și știu. A, aici se vor bălti pe zona asta. Mă uit și la programul ăla, văd figurile din studio. A, ăștia-s cu aia. Și cum știu toată orchestra de guriști care au burit națiunea asta, de-au zăpăcit-o de cap, așa, ca să nu mai vadă cum le-au dispărut pădurile, fabricile și toată averea țării astea, așa, în conturile unora, eu sunt lămurit, sunt convins, l-am văzut și aseară. Combate tare. Calul de bătaie a lui și al multora la ora asta, da? Este hoții altora e răi, e urâți, și bandiții noștri e frumoși, e buni. Deci asta e toată chestiunea. Și în această împărțeală de găști și de roluri se uită lumea la un spectacol caragios, insipid, așa,
Ai auzit până acum că a trecut jumate din perioada de campanie. O dezbatere pe teme serioase care frământă omul românul la ora asta? Bun, dar vreau să știu ce zicea, adică în ce sens, hoții? Păi nu stau pe loc. Eu știu dinainte ce zice. Să spun eu ție sau ce să-mi spun el mie? Ar trebui să-i aduc eu lui aminte de unde și cum a plecat. Unde era metalurgica lui de atunci și unde e metalurgica lui azi. Cum a apărut el de la metalurgica în Palatul Comunal? Era o perioadă de mare entuziasm. Unii plângeau sărace la televizor de drag de țara lor care se eliberaseră, de milă față de niște copii care fuseră uciși în condiții tenebroase. În momentele alea când omul cu inimă curată era traversat de emoții și de speranțe mari, nețărmurite, unii aveau grijă. Domnul respectiv avea grijă în Palatul Comunal să dea foc la arhiva cu scrisori. APCR. APCR, care PCR primea sesizări, turnătorii după în fabrici și s-adunau toate acolo. Și cum probabil că om avea o operă, spun unii de la metalurgica, o operă importantă, și unii erau preocupați să șteargă urmele. Ați văzut că nu prea sunt multe locuri totuși în țara asta în care să fie ars tribunalul. La noi a ars cu trâmbe de fum, pentru că erau dosare acolo, erau lucruri care trebuiau să dispară, că unii considerau că, domne, odată și odată va trebui să dăm socoteală pentru toate mișeliile care le-am făcut. Bun, au fost foarte vigilenți în acea perioadă. Cum a găsit un scaun gol? Pac, s-a așezat pe el, așa, post prima dată de viceprimar. De viceprimar, în condițiile în care primarul a ajuns foarte repede deputat, parlamentar, și mergând la Parlament, domnul despre care vrei tu neapărat să vorbim și nu-mi face nicio plăcere, ca să spun drept. Dar de ce nu vă face plăcere? Stați așa, Mihai, nu-mi face plăcere. Adică, sincer... Nu-mi face plăcere, dar dacă tot mă întăresc, lasă-mă să spun. Vă rog. Primarul de regulă ne-a ales de nimeni, așa cum s-au așezat ei pe scaune la Revoluție, așa în zavera aia, vânau unii scaune. A început să se ducă la Parlament și a rămas cu pâinea și cuțitul domnul Cezar Preda. La el erau apartamentele lăsate de nenorociții de comuniști, nedate încă în folosință. La el erau multe lucruri care depindeau de primărie și au început băiatul să prospere chiar de atunci. Mi-aduc aminte așa, ca un fapt divers, așa minor, îl întreb pe unul care era și el angajat la Casa de Cultură și eu ca director am fost curios. Băi, Cutarel, era paznic pompier, era acolo, dar un băiat bun. Băi, Cutarel, băi, Manole, băi, Zamane, cum te-ai descurcat, bă, de-ai ajuns acolo la unde-i clubul polițiștilor acum? Că stăteai rău. Zic, mă bucur, te-ai descurcat foarte bine. Și că ce-ați fa, bă, am sărit și eu la cap acum după Revoluție, domnul Cezărică Preda străiesc. Deci sunt foarte mulți oameni care i-au mulțumit și mulțumesc și astăzi pentru foarte multe lucruri. Dar în timpul ăsta, omul încet s-a chivernisit bine. Mi-aduc aminte că era chiar la un moment dat pe contrasens. Te umfla răspul, nu știi ce să crezi. Pe de o parte, cu spume la gură, îi urau pe comuniști, pe odioși, pe dictatori, așa, și în același timp, bineînțeles, cerând destructurarea a tot ce fuseră în comunism, a structurilor, așa, când toți își renegau trecutul și îl aranjau și îl revopseau, aveau ură pe CAP-uri, că exploataseră țărănimea și oamenii erau săraci de așa, el făcea cerere de intrare în CAP în 1990. Bun. S-a făcut membru CAP la CAP Merei, că era vorba de pus laba pe niște cabane, pe niște vânătoare, pe niște treburi al Romsilva. Avem o primă intervenție telefonică. Da, bună seara. Domnul Buzăgiu. Vă rog. Sunt băiatul ăla cu... A zis ăla că vine ăla, că a venit, că ăla, că ăla, că n-a venit. N-a venit și nu vine. N-a venit, domnul. Așa și domnul ăsta... Domnule, a venit campania asta cineva la dumneavoastră. Băi, are dreptate, că ce-a făcut Ceaușescu și n-a făcut nimic. Dar vreau să vă dau mai tare,
Vreau că să vă aud și eu, să ce-mi spune și mie aici, să-mi vie și mie mintea la cap odată, să nu mai dau telefon. Uite care-i treaba. Ia ziceți. Toată lumea vrea de tot. Dar niciunul să muncească. Eu asta spun drept. Deci toată lumea vrea ce vrea. M-a luat de cineva astăzi, aduce gunoi aici în zona noastră, cum duce la rampa aia, la Berta. La Berbuleasa, da? Chiar, da. Așa. A, e, uite că mă știți acum. Tu cum să mă? Dar de prima dată v-am nu problemă de asta. Nu, dar să vină oamenii ăștia care tot bate pinte, că face, că se răzbate. Eu îi cred că face. Dar face unde face. Da, așa a pierdut și lumea asta încrederea în noi. Dacă să vină ei aici la bariera asta aici, să vadă cât cu noi să aruncă pe loc, v-am zis, nefolosit de nimeni și putem noi să-l folosim cu vacile astea, să facem și noi un izlaz. Uitați, azi a fost, vă arăt chitanța, dacă vreți, nu știu unde aveți biroul, eu să vă arăt pe chitanțele, am dat anul trecut 1.400.000 pentru două vaci, și anul ăsta am dat 855, adică 85 de lei, cum e banii, că noi mai știm cu banii ăștia. Așa, nu? Așa. Am plătit impozit. Și nu ne dă nimeni nici izlaz, nici nimic. Și toți păitori, toți cigare aruncă acolo. Cum, pentru o vacă plătiți cam cât, cam cât pentru o mașină sau cum? Și sârbi aruncă. Ca să vă spun acum, nu știu, dar să nu aveți vorul de sârbă, să vă jure. Bun, să n-aveți am înțeles, deci... Ardei, toate alea. Păi ce dracu, ce suntem aici, ca la... Ce facem? Sunteți... Să ducă vrea, dacă vrea să arunce gunoi la Virgulesa, dacă... Da. Cum face? Bun. Mai faceți un apel, domnule, să vină. Poate până la sfârșitul campaniei vine cineva. Vine pe dracu, vine după alegere. Deci, vedeți? Da, zis că vine, vă amintiți și pe dumneavoastră și ăla, vicele lui Biju. Cel mai mare mincinos. Păi, dar de ce m-a amintit că vine? Păi, la aștept 200, dar cine el vrea? Cine? Bravo, domnule, vă felicit pentru atitudinea dumneavoastră. Dar să vedem și la vot atitudinea asta. Atitudinea asta. Dar când a venit la mine și ce-i fac, îl pui să dea la vaș toată ziua și până seara când să-i dau un chel de lapte, dau cu purcoi în cap. Bun. Bun. Și de exemplu, dacă vine, nu știu, stafful domnului... Nu, am glumit acum. Nu, domnule, lăsați că e bună gluma asta. E bună, domnule, că așa am ajuns. Dar ei să facă așa, să facă toată lumea ce vrea ei. Uitați, știți ce am să fac? Aveți cuvântul meu de onoare și eu vă spun că nu face nimeni nimic. Am o măgăreață, o pui la căruță, o să pun un deca două de lapte acolo, că dracu am eu acolo, să felie de brânză agățată pe coada căruții. Și dacă n-am să viu pe platou la Dacia și anunț pe aia de la Europa să vină să mă filmeze, să vadă toată Europa ce se întâmplă în România. Da, domnule, dar să nu zică... Eu cu care da, asta... Da, stai un pic, dar o să vă ceară domnul deputat Cezar Preda dreptul de autor, pentru că a făcut o acțiune de genul acesta cu doi măgăruși în fața prefecturii Buzău. Să zică, stai, domnule, asta cu măgărușul, eu o fac. Aparține. Domnul Preda. Eu aduc o măgar maturi. Matura, bun. Ca bine. Să vadă cum mai zică măgăruș. Mulțumim mult de tot pentru intervenția noastră, ca de obicei. Da. Bun, încă o dată mulțumim mult. Uite, domne, așa trebuie să avem atitudinea asta. Adică, mie îmi place să aud că sunt oameni care abordează și altfel problema în sensul ăsta. Adică, bă, deci începem așa să ne cam... Pe fond, omul are dreptate și când îi iei pe fiecare în parte, fiecare are dreptate în felul lui. Dar am ajuns până acolo și lui și altora și nouă. Ne-au ajuns unele stări de lucruri până în gât, încât începem să negăm tot. De exemplu, conlocutorul nostru a zis că niciunul nu vrea să muncească. Nu, sunt oameni care muncesc în țara asta. Sunt și cioflingari care nu vor să muncească. I-au învățat ăștia rău să rezime primăria în așteptarea venitului minim garantat, să-i dea ajutor, nu știu ce. Dar sunt și oameni care muncesc și acum, și astăzi.
că muncesc la Renault, că muncesc să fac mașinile altora, că muncesc în petrolul altora pentru OMV Austria, că muncesc la fabrica de ciment a lui Lafarge, a lui Holcim, că le-am dat la alții, că noi nu mai suntem în stare de nimic, că muncesc pe la Galați, la Mittal, în loc să fie la combinatul lor și al nostru, așa, că muncesc la... Muncesc, spune, și pe ogoare, acum e un vârf de campanie, de exemplu, se ară, se seamănă greu, mai e de recoltat încă pe la grădin când a dat bruma. Alții, cum sunt crescătorii de animale și aranjează furajele pentru la iarnă, să aibă fânul, să aibă așa. Deci sunt oameni care muncesc în țara asta. Că muncesc fără spor, că muncesc mulții fără drag, când văd cât se fură și cât bat jocurile la adresa omului care muncește, care mai muncește, el a zis la un moment dat că nimeni nu face nimica. Ba, sunt oameni care fac ceva. Unii care ar vrea să facă mai mult, dar sistemul e de așa manieră că îți dă peste bot, îți dă peste labe, îți dă peste joale. Da. Bun, cum e cu Măgărușii, domnului Preda? Bă, acum, în contextul ăsta cu zero primari. Acum, eu știu, am făcut odată un comentariu tot la o televiziune locală, când era, m-au întrebat ce părere am despre piesa aia de teatru, despre... spectacolul ăla de 2 lei găuriți care se dădea în fața prefecturii cu măgari, cu nu știu ce, care erau și botezate, crinuța, nu știu ce. Și am zis, doamne... Dar acum domnul Predea e aliat cu partidul fostului Crinuța. Crinuța? Da, cu liberale. Da, e, da. E Love. E, da, acum, da. Bine, e Iohannis, nu mai e Crin. Ei, Iohannis, mâine pe mine, ce, ei au nevoie să știe neapărat cine e la acolo, să meargă fraierea la cu prostimea, cu populimea română în continuare. Că nu contează că e tande, că e mande, că... Nu asta îi preocupă, băi. Dar am zis atunci, zic, uite, domne, cam cu puțin ne-a mai rămas domnul în partid, oia doi cu urechile lungi și încă vreo câțiva acolo și o să mai rămână și mai singur, parcă am avut... Ați avut o premoniție. Da, gura pocită. Da, chiar așa, adică bine, pe lângă faptul că nu mai are niciun primar, consiliere, consilieri locali, consilieri județeni, la fel. Doamne, oamenii aia, dacă își fac treaba pentru comunitățile lor acolo, dacă fură mai puțin de banul public, dacă chivernisesc și ei care sunt prioritățile localității, să nu mai aruncăm cu banul aiurea pe prostii, să dăm flici trei mistrii pe Căminul Cultural și sau pe o școală și să vedem acolo miliarde în acte tocate, mâncate, dacă nu contează unde s-au dus, că sunt la Partidul Cocoșaților Drepți, la Partidul Dreptății Strâmbe, că există și un partid al dreptății strâmbe la noi, zice PDS. Înțeleg? Da. Ăștia care îl sprijină pe Meleșcanu. Da. Așa. Deci, nu mai contează unde s-au dus, unde sunt între oameni acolo. Dacă fac ceva pentru oameni, mai, din ce în ce mai bine, mai gândit, mai așezat, mai în folosul comunității, e bine. Da, da, și asta e un semn că în perioada asta în care au fost pedeliști, nu prea au fost ajutați, domne. Nici când erau la putere, nu prea s-au plâns de multe ori primarii că, domne, nu prea sunt sprijiniți. Dar până la a fi ajutat, că astea nu sunt asociații de binefacere, primăriile, ca să fie ajutate, nu sunt ONG-uri de astea. Trebuie să aibă valoare exponențială într-o comunitate. Tu cu mâna ta ai reușit să faci două locuri de muncă, să vezi că în comună ai frizier, ai cizmar, ai echipă de zidar, zugraf, constructori, ai fabricuță de industrializare a laptelui sau de gemuri, de legume, fructe, ai un punct de achiziție legume pentru a le reintroduce pe piață, să nu stea oamenii aia pe scaunul de la poartă cu ele, să bată soarele acolo în lapte, în ouă și în ce mai produce micul producător român. Deci, o primărie, dacă vrea, că admiterea ai văzut, vrem să fim autonomi, autonomie locală, pe autonom, dacă mâna întinsă mereu la buget, fă și tu ceva. Zbate-te, frământă-te, vezi, ai moară, ai gară, ai para, ai mară, ai izlaz comunal, fă ceva. Mișcă-te acolo cu oamenii în jurul tău, dacă tot te-au ales, și încearcă să faci. Bineînțeles că oamenilor le se moaie mâinile când văd cât se fură de la bugetul de stat și tot ce s-a năruit în fabrică, nu au rămas o pădure în picioare, o fabrică la locul ei, să nu le care la fier vechi.
dacă tonul de sus e dat pe debandadă și pe distrugere, e greu ca într-un organism economic și social bolnav tu să te declari sănătosul satului. Să spui, nu, eu nu-i ruinez, eu construiesc, eu adun, eu Așa, sunt puțini primarii care rezistă valului și tonului despre distrugere care e dat de sus. Așa că eu nu i-aș critica foarte tare pentru locul pe care sunt, dacă sunt la ILF, la CFR, la PSD, la PNL, la LLL sau la Partidul Dreptății Strâmbe. Da, PDS. Bun, asumarea asta cu ajungerea la o cifră de genul ăsta, la un record negativ, la faptul că mai nimeni nu mai percepe la partid, se lipește acum de PNL, care cât de cât nu a rămas fără primar, a fost șuntit și PNL-ul la Buzău, domnule, cu ordonanța asta. Domnule, ce ție nu-ți face altuia, nu-i face. Ai fost la putere. Ei a tras ca un aspirator. Păi, alții. Trebuia să știi că-ți vine rândul ca să-ți facă cu mâna. Pentru că menții prin toată atitudinea pe care o ai acolo unde te consideri tu mare lider politic, perpetuezi acelea stări de lucruri. N-a venit nimeni cu o idee de primenire a distribuirii fondurilor, banilor publici în societate. Că nu e ăsta singurul sistem. Să-i dai colo ca să ajungă de la județ la primărie și de la primărie vezi că ți-am dat și dă-ne și tu în sus, că altfel nu mai primești. Așa? Ți-am dat atâția bani pentru aia, vezi cum te descurci. Ți-am făcut parc în mijlocul pădurii, ți-am pus acolo, ați văzut că pe unele parcuri de alea pasc, vacile se jughină de mobilierul ăla, a pus acolo scrâncioburi de dat copiii în leagă. Părăsite abandonate, s-au tocat miliardele. Așa a văzut cineva dezvoltarea. Așa a văzut cineva dezvoltarea țării. Bun, domnul președinte. Tocând bani așa. Fiind director regional sau responsabil regional, domnul Preda, de zona asta de sud-est, eu cred că s-a întâmplat ceva, s-a concentrat mai mult pe celelalte zone și a scăpat situația de sub control de la Buzău, că altfel nu se explică de ce. N-a scăpat de sub control, domnule, n-ai adică aflat. De la alte județe nu au plecat atât de mulți primari, adică n-au plecat toți, domnule. Uh-huh. N-au plecat toți. A mai rămas, da. N-ai auzit aici pe presa locală că omul îi schimbă pe ăștia de la Buzău din mașină, dă telefon, bă, când ajung acolo nu te mai găsesc acolo. Nu, că eu sunt președinte. Fugi, bă, de acolo, nu te găsesc acolo. Care președinte? Deci are stilul lui, are maniera lui autoritaristă, sunt oameni care îi se supun, care zic păi, da, în, foarte corect. În OF, adică în culise, zice că e președinte, dar oficial nu, sunt doar deputat. Eu nu mai sunt lider al PDL. Da. Și îl bagă la înaintare pe Suntem, suntem lideri și plini de importanță când sunt ai noștri la putere și devenim foarte atractivi și ni se bate la ușă că ăla vrea postul ăla, ăla avea de concentrat aia, ăla vrea pe aia și pe aia și pe aia altă. Și după aia nu mai suntem importanți pe zona asta, ne canalizăm discursul public pe cu totul și totul alte probleme globale, planetare, cosmice, astrale, așa. Și nu mai vorbim despre grădina proprie în care ai rămas singurel, de o să te sperii singur noaptea de tine când ți-o vedea umbra. Bun. Au fost și unele situații în care, apropo de cât de ușor se răzgândește domnul Preda, am mai discutat de lucrurile astea, de joaca de demisia. La nivel declarativ, în ultima perioadă, l-a criticat pe George Scutaru, la câteva zile a apărut umăr la umăr alături de dâns într-o conferință de presă. Și ce? Tu vrei să mai vorbești despre... Dar n-am zis că mă surprinde. Nu vrei să vorbești despre moralitate acum? Ești atât de învechit, nu, n-am vârsta atât de prăfuit. Domnul profesor, n-aș avea vârsta să țin lecții de moral domnului Preda. Eu fac constatare, adică... Da. Eu ca simplu cetățean, scuzați-mă, sunt atât de naiv, poate că nu înțeleg. Cum nu înțelegi? Nu înțelegi că toate elementele de decor și obiectele alea umane de pe în jurul lui sunt insignifiante. Importantă este numai propria persoană și parcursul ei
cum am plecat, de unde spuneam că a plecat și cum a urcat treptele și cum a făcut el rerul și cum a început să ajungă prieten și cu primarul general al capitalei Traian Băsescu să înceapă să măture rerul și capitala, cum a intrat el pe turnantă așa și pe măsură ce a acumulat bani mai mulți și a început să devină și mai important așa și cum au venit unii străini să facă o instalație modernă de reciclare a gunoiului menajer, să producă agent termic pentru oraș gratuit, să producă curent electric, nu a fost bun. I-a pus pe fugă pe danezii de nu s-a văzut. În primărie, la ora aia, exista, era consilier, domnul Cezar Preda. Și omul și-a făcut meseria pentru el și în jur n-a contat nimic, n-a contat oraș, n-a contat comunitate, n-a contat niciun om din ăștia care zici tu că erau pe la partid pe acolo. Bun, și ce faci fără armată, domnul profesor? Fără armată te pricopsești foarte bine și îți merge foarte bine dacă ți urmezi scopul tău și dacă te gândești numai și numai la tine și dacă ți urmărești numai scopurile tale și țelurile tale. El în timpul ăsta, când spunea la televizor că are ceva avere, dar el a muncit foarte mult, muncește de la 5 dimineața până la nu știu cât noaptea. A mai avut timp ca noaptea, după ora 12, 1, 2, 3 sau iar dimineața cândva, să devină nu numai om de afaceri, nu numai un om destul de bogat, dacă nu foarte bogat, pentru raportat la noi e foarte bogat, așa, a avut atâta timp să muncească și la partid și la toate firmele lui și peste tot, încât a avut timp să facă și cercetare științifică. Tu ai auzit de omul de știință Cezar Preda? Te rog să notezi acolo, să faci o emisiune Oameni de știință ai Buzăului post-decembrist și să vezi cum a ajuns el să dețină titlul de doctor, nu în medicină, nu, doctor în inginerie, în echipamente petroliere. Nu te uita așa, Mihai. Este om de știință. Știi ce înseamnă doctorat pentru un inginer? Înseamnă că ai profesat. Vreau detalii, domn profesor. Îți dau detalii, te rog frumos, dacă ai răbdare, îți dau detalii. Așa. Deci, când termină un om o facultate, da, ajunge inginer, da, ajunge economist, ajunge jurist, ajunge... Dacă e atât de profesor, așa... S-ar putea să înțeleg acum de ce a început să se retragă așa din mai multe funcții. Ai, domnule, lasă. Se dedică cercetării? Probabil. Dar să spun cum e cu cercetarea. Deci, un om, când este atât de performant în domeniul lui și muncește zi și noapte și e posedat de o idee și performează atât, excelează în acel domeniu, tot căutând, tot născocind să îmbunătățească acel domeniu, ajunge să aibă o revelație, o descoperire, să aducă un element de noutate. Elementul ăla de noutate, tot cercetându-l și tot analizându-l, introducându-l într-un context mai larg, trebuie pus pe hârtie. Noutatea aia științifică, tehnică, într-un domeniu sau altul. Și devine subiectul unei teze de doctorat. Unul care a performat înainte de 1989 era raritate, dar exista, Ionescu, directorul de la IPIC CF, de la întreprinderea de aparate cale. Excelase, era foarte preocupat de domeniul lui, se face export în Brazilia, avea elemente tehnice, sisteme de prindere, chestiuni de ale lor. Și le-a pus pe hârtie și a studiat omul îndelung și s-a dus la forurile superioare și a urmat treaptă cu treaptă referatele respective, procedurile, până când a reușit să-și realizeze teza de doctorat, să o susțină public și să capete titlul științific de doctor în branșa aceea. Cum a ajuns omul de știință Cezar Preda doctor? Nu te interesează? Nu e frumos? Nu e pasionat? Vreau detalii. Vrei detalii? Da, luăm acum pauza de publicitate și după aceea... o să luăm pauza de publicitate și după aceea o să ne dați detalii despre omul de știință Cezar Preda. Fără armată. Doamne, armata e armată și cercetarea științifică. Știi ce înseamnă să fii cerceșător? Cum ați zis? Cerceșător. A, o să ne explicați și asta tot după o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat. Am revenit a doua parte a emisiunii noastre la TV Buzău, la Patra Putere. Discutăm despre situația în care a ajuns PDL Buzău, condus de Cezar Preda, din umbră și pe față, până la urmă, chiar dacă nu este
lider cu Patalama, dându-și demisia acum câteva luni bune, chiar și spre sfârșitul anului trecut, dacă nu mă înșel, anticipând, evident, falimentul PDL, iar falimentul PDL înseamnă în momentul de față zero primari și foarte puțin consilieri județeni și locali rămași în tabăra democrat-liberalelor. Profesorul Mircea Costache ne spunea înainte despre cerceșătorul științific Cezar Preda. Da, Mihai, nu trebuie să te amuze foarte tare ideea, faptul că eu în viața asta sunt preocupat de știință, de cultură, de artă, de zona intelectuală și la nivel universal, la nivel național și la nivel local. Am lucrat atâția ani în cultură, mă preocupă orice lucrare, orice carte, iau la cunoștință și am fost interesat la un moment dat să văd care este contribuția oamenilor de știință ai Buzăului, contemporanii noștri, și chiar ți-aș sugera să ai și tu odată o emisiune cu oamenii de știință sau cu omul de știință, Cezar Preda, dacă vrei neapărat să-l individualizezi. Și să îl întrebi, de exemplu, să-ți spună titlul tezei lui de doctorat, în primul rând. Dacă răspunde la întrebarea asta, poți să mergi mai departe. Păi acum i-ați vândut un pont. Cum? I-ați vândut deja un pont. Păi și ce crezi că m-a preocupat cu aranjatul afacerilor după un timp așa, mai ține minte că ăsta, titlul tezei... E lung, nu? Da, e ceva de la lung. Știi cum sună? Este titlul tezei de doctorat. Domnul este doctor în inginerie mecanică și titlul sună cam așa: analiza teoretico-experimentală a tehnologiei de durificare prin încărcare cu aliaje bară materiale dure a suprafețelor unor echipamente petroliere supuse unor procese de uzare intensă. Deci să-l întreb titlul tezei de doctorat și dacă ți-o spune peneră, dacă spune titlul tezei pe nerăsuflate exact așa cum e aici, înseamnă că are o... Cum? Și asta e teza de doctorat domnului, da, Cezar Preda. Da. Superb, ce să zic. Da. Deci a avut omul timp de la cabana de vânătoare pe care o luaseră să amenajeze, le-a dat la schimb o bucată din parcul Crâng când era director tehnic în primărie, a făcut jocurile lui Rom Silva, ca să își retragă aia pretențiile din instanță, că le luaseră cabana de vânătoare și un teren de acolo, după la Merei. Că spunea că s-a făcut membru CAP în 1990 ca să poată să ia niște ceva pe acolo. Omul are activitate intensă. Acum spun unii că are extinderi din astea imobiliare pe la Galați, alții că vorbesc de parcuri eoliene, alții vorbesc de... Așa, unii știu de preocupările din domeniul ecologic. Bun, și aici să înțelegem cu ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că de fapt de-aia nu... sau de-aia pe planul 2, doamne, că am rămas... Nu poate să coboare el la nivelul fără, acum domnule, să... am rămas fără prima... Dar nicio auzi, problemă, Mihai, domnule. Tu vrei să stresezi el acum, să coboare din turnul de fildeș al omului de știință, al omului care identifică oportunități de afaceri, cu atâtea probleme, și deputat, unde s-a preocupat de copiii noștri, copiii românilor, ai lui nu, ai lui era unul pe în Anglia la studii, altul pe în Elveția, ăia nu se ocupa de ăștia, ce uniformă să aibă ăștia. Eu am zis, bă, să le facă uniformii ăla ora de acolo, unde au copiii, și pe ăștia să ne lase pe aici, cum ne-o duce capul. Dar, mă rog, cu atâtea preocupări, tu acum vrei să-i pese că a plecat consilierul Gigel de la, sau primarul Gigel Calotă de la Balta Albă. Deci de asta nu îi pasă. Păi adică, n-are, mă, timp de asta. Prea așa, adică îl tratează cu lejeritate. Bă, toți au învățat o actorie. Astea. Toți au învățat o actorie. Când îi vezi încruntați, serioși, cu o morgă de oameni serioși, la te vorbind despre problemele administrației, despre centrale și locale, despre mediul de afaceri, despre mediul economic, despre cum crește și descrește PIB-ul, ei în timpul ăla să gândesc numai și numai la mațul propriu, numai la bărdăhanul propriu.
toți le sticlesc ochii în cap, pe ce să mai pună și cum să mai... se mai distrează acum că îi gășbesc ăștia care bagă acum cărbuni la... Că singurul lucru care merge bine în România, la ora asta trebuie să recunoști, în România avem un singur lucru care merge bine, DNA-ul. Care nu merge de la noi, din cărbunii noștri, pentru că ar fi mers de mult, de 25 de ani. E interesul unora de peste ocean să facă treaba asta aici și o mână nevăzută ne va pune președinți cum ne-a mai pus. Lucru care pe mine, ți-am mai spus că nu mă interesează meciul ăsta, că eu am fost la filmul ăsta și știu despre ce e vorba, dar el, în timpul ăsta, își numără mereu afacerile gologanii când trebuie să retragă un pic, pentru că să-i las la putere. Se retrage, când trebuie să revină în forță, spulberă tot și reașează lucrurile, când trebuie să-și dea demisia, când trebuie să revină în prim plan, când trebuie... Așa, totul numai pe acumulare de averi. Totul numai pentru bani. Și cu asta, basta. De acolo s-a făcut și cercetător științific, pentru că probabil s-a gândit, domne, o pretenție o ai când te duci pe afară și spui doctor, alții o iau de bună, domne, nu s-o da în țara aia, o fi trib bananier, dar nu s-o da așa titlurile științifice, titlurile academice, cum să... Nu se poate. Deci, oamenii te iau de drept serios. În țară n-a spus nimănui și nu vorbește nimănui despre aventura în zona științifică și tehnică. Dar pe afară, pentru că pe afară, aflam din presă tot după la voi, că într-un an, din 365 de zile, fuseră vreo 200 de zile pe afară. Bineînțeles, pe banii noștri. Delegații parlamentare, diplomația parlamentară, aveam treabă în afară. Și pe acolo, când te declar doctor, la seama că se face liniște, ce drept. Păi vedeți, domnul profesor, de-aia nu aveți dumneavoastră, nu sunteți dumneavoastră doctor în știință sau în orice altceva. Domne, când văd cine s-a făcut, chiar că nu-mi trebuie. Totuși, adică... Deși dacă le dau o dictare și mă supără, îți dai seama de alea de clasa 7. Adică la ce ați putea să-i dați dictare domnului Preda? Vă rugăm frumos să numărați primare. La cunoștințe, și gata. La cunoștințe elementare de limbă, cultură și civilizație românească. Păi da, dânsul vă dă lecții la aia, la analiza, n-am înțeles nimic din ce scrie acolo. Analiza teoretico-experimentală a tehnologiei de durificare prin încărcarea cu aliaje, bară, metale, dure a suprafețelor unor echipamente petroliere, supuse unor procese de uzare intensă. Dacă o mai spun o dată, o știi după aia când îl întreb. Dar acum nu mai insistăm. Nu, trebuie să-l întreb. Nimeni nu poate să zică asta, doar să înveți pe de rost, domnule. Bă, dacă îți spune titlul tezei... Și că despre echipamente din astea, petrolifere sau petroliere. Tu ai văzut că, acum nu știu, Roberta Anastasiu fi și ea doctoreasă, că ei au și doctorese în partid. Așa. Doamna Elena Udrea e doctor. Dar ce, Roberta Anastasiu mai există? Ba da. Unde? E deputată parlamentul. Cum nu? E puțin lucru? Nu, doamne, este demnitar de rang înalt. Și titlul de doctor, înaltă, dar... și titlul de doctor și doctorese au o grămadă acolo. Am înțeles. E o competiție mare. Doamna Elena Udrea este doctor în științe juridice, mi se pare. E probabil. Da. O fi. Însă de domnul Preda mă surprinde ceea ce spuneți dumneavoastră, în sensul că nu a apărut niciodată. Cu asta? Da, da, da. N-ai fost tu din cercul inițiaților, ca să își pune mintea cu de-al am văzut că e înconjurat de numai de oameni care unul se pricep la analize din astea, sigur. Cu petrolul, cu... echipamente petroliere. Acum o să auzi mâine pe mine că noutatea asta tehnică și-a însușit-o OMV Petrom contra unei sume, dacă o fi vreo minune a tehnicii pe care noi nu o cunoaștem. În ce constă noutatea? Pentru că dacă n-ai o noutate în domeniu, să aduci ceva nou, nu poți să susții teza de doctorat în domeniul acela. Bun. Domn profesor, suntem în plină campanie electorală și apropo de discursuri și apropo de atitudini, mâine să fie o conferință de presă de asta comună, liderii acele de la Buzău. Strong. Vă dați seama? De ce până la urmă trebuie să minimalizeze lucrurile astea liderii ăștia de la Buzău acele? Dar ce minimalizează? Așa, că nu s-a întâmplat nimic, că noi suntem puternici, că, adică
Și nu sunt. Adică cum poți să zici că, adică, domnule, că nu mai avem niciun primar, dar totuși noi suntem așa. Adică vreau să-mi explicați la modul. Am înțeles chestia cu afacerile, cu așa. Bun, și dacă ai mălai, Domne, dar de ce trebuie să negi? Toată lumea știe că ești liderul acelui partid. Niciodată nu poți să-ți asumi un lucru de genul ăsta. Pierderile astea, se zice că e cel mai perdant om politic din Buzău, Cezar Preda. Ascultă-mă. Că a pierdut la toate alegerile. Ascultă-mă. Nu era tot așa el și înainte de a ajunge ei cu portocalii, cu alianța DA, când coboruse dreptatea și adevărul pe capul românilor și toți ziceau să supraviețuiți și să vă dați sufletul bine. Așa. Având mălai grohotiși la ghiozdan și în conturi, a putut să ajungă în vârf. Acum stă calm un pic să se satere lumea și de ăștia și să urcă iar în scări. Ei cunosc mersul, pentru că au cu cine. Au oameni care pun botul. I-au susținut. Cine i-a susținut pe aia când au fost la putere? Că tu și eu nici într-un caz. Dar au avut voturi în toată țara asta și la Buzău. Ca să fie PDL, vioara întâia, să guverneze atâția în România cu mari miniștri, Boc, cu Ungureanu, cu atâtea somități, cu ministra aia care avea confecția Râmnicu Sărat și închidea muncitoarele în secție sâmbăta să nu plece acasă până nu termină lucrarea, dar nu le plătea ore suplimentare sâmbăta, nu le dădea echipament de lucru, nu le permitea să facă sindicat și apere și interesele, îi trata ca pe animale, ca pe sclav pe plantație. Sorina Plăcintă. Ia jumulii pe aia până la Vlagă, la Râmnicu Sărat, așa, tratându-i ca pe animale, îți dai seama, se închizi în secții, puteau să ardă ca șobolani acolo. Așa, a adunat bani și cu banii respectivi, pac 2 milioane de euro, ministră în guvernul lor, a fost aia ministru tineretului și sportului, Sorina Plăcintă. Cum a ajuns aia și senator și ministru? Exploatându-i pe oameni și căpătând votul lor, că n-ai votat-o nici tu, nici eu. Dar au votat-o aia de la Râmnic, pentru care eu m-am dus și l-am luat pe ministrul de muncii de atunci de gât și am spus, uite, domnule, ce se întâmplă? A dispus control și mi-a spus de la tribună. Era Paul Păcuraru, ministrul muncii. Aveți dreptate? Liberal. Penticostal. Nu mă interesează. Am înțeles. Nu mă interesează. Era ministrul muncii. Mi-a spus, domnul deputat, tot ce ne-a sezizat dumneavoastră în interpelare de la confecția Râmnicu Sărat s-a verificat în teren. Așa este. Am dispus măsuri, au voie să-și organizeze sindicat, li se va da materiale de protecție, nu vor mai fi închiși în secție, vor fi plătite orele suplimentare, iar persoanei care au făcut abuzurile astea, îmi pare rău că legea nu-mi permite mai mult, i-am dat o amendă de 10 milioane, că atâta spune la lege. Nu, bă, e nimica, dar atât am putut, că atâta îmi permite legea. Bun, eu am venit cu răspunsul la interpelare și l-am dat oamenilor ca să vadă că i-am primit în audiență și că le-am rezolvat ce am putut eu, ce a depins de mine ca deputat la vremea aia. Și rezultatul, cei de la confecția care au luat cunoștință de efortul care l-am depus pentru ei, că i-am dezrobit din fața lui Madame Plăcintă, au ieșit din secție și cu prima ocazie la urne m-au trântit și m-au trimis acasă și au trimis-o pe Sorina Plăcintă, senatoare și ministru. Ce le mai place? Reacția râmnicenilor și a buzoienilor și a românilor în general. Că sunt oameni alergici când aud de om competent, serios și patriot. Bun, așa s-a întâmplat și în cazul domnului Preda. În ciuda tuturor... După acest model. După acest model are bani, a fost votat. Are bani, a fost în vârf. El atunci a jucat foarte diplomatic. Când s-a repartizat un post cu rang de ministru secretar de stat, președinte la ANRSC, Agenția Națională de pentru Servicii Comunale și așa, nu s-a dus el. A trimis-o pe soția lui. Și le spunea la toți, eu n-am cerut nimic de la guvernul ăsta, guvernul meu mă dezamăgește, domne. El era mai tare cu gura împotriva propriului guvern decât toată opoziția la vremea. Deci știa ce gustă și cum poate să-i orbească pe aburiți. Și acum va juca tare de tot în continuare, pentru că ăștia se erodează. Ce poți să faci mare minune după o zi pe alta? Stă cu minte acolo și aruncă niște săgeți din opoziție și mai mâine, poi mâine, peste un an, doi, trei, cinci, îl găsești iar în, dacă le merge, dacă nu cumva le face o vicură electoratul român, care s-ar putea să producă și surprize, chiar dacă unele le-au drept adormit pe veci.
Cineva și-a adus aminte de podul de la Voia după, și dacă tot vorbim de prima promisiune a venit fermă, domnul Preda. Prima promisiune fermă cu podul de la Voia după. A venit domnul Preda cu domnul Radu Berceanu, cu ministrul podul, da. Și a venit după aia și a spus: eu m-am bătut, vi l-am adus pe ministru aici. Și ministrul nu mi l-a făcut. El a ieșit deasupra. Gat. Da. Deci ăla e nemernic. Sigur, ăla e nemernic, sigur că. Asta nu înseamnă că ăla nu e nemernic, ăla e nemernic de 10 ori mai mare decât Preda, că au și ei ierarhii nemernici între nemernici. Înțelegeți? Ăla e un mare nemernic, de felul cum a luat licența de exploatare a aurului de la Roșia Montală, de la Minvestdeva, și i-a dat-o ilegal și abuziv lui Gold Corporation. Înțelegeți? Și nu întreabă nimeni astăzi, cum a ajuns, bă, asta la Beni Steinmetz, acționarul majoritar al lui Gold Corporation, urmărit general pentru escrocherii, spălare de bani, crime și așa mai departe, pentru toată lumea asta, și la noi este mare garant. E tare. Bun. Domn profesor, suntem la finalul emisiunii. Interesant acel titlu. O să căutăm și noi teza respectivă, să vedem despre ce este vorba. De aplicat în practică, până acum nu am auzit să aplice domnul Preda așa ceva. Știam de niște panouri fotovoltaice. La ce vă uitați pe acolo, domnul Rusa? Ce să mai te aud acum vorbind de... Omul este homo universale, este plenar, se desfășoară multilateral, lider politic, vector de opinie publică pe la televiziunile centrale, om de afaceri de succes, doctor în titlu academic de doctor în inginerie mecanică, tată de copii care fericesc mapa mondul globului terei pământești cu augustele lor personalități pe acolo prin străinătate și tot așa. Bun. Anticipați că va reveni vreun primar la PDL? Oho! Să ajung iar într-un vălmășac din ăsta pe undeva agățați pe la putere, să vezi cum se duc toți fuga la ei, în ginochii odată. Ce n-au mai fost? Păi și de ce ai mai primești? Ai făcut vreodată socoteala păi câți plecaseră de la PSD la Alianța, da? Da, au fost, dar nu atât de mulți. Cum s-a întâmplat acum, dar Mihai, eu v-aș întreba, dar mă, au fost? Da, au fost. Dacă au fost așa, trebuie să accepti că sunt și așa și că s-ar putea ca să ajungă într-un oarecare timp din nou așa. Da, langa, danga. Bun, da, știi, de ce primește? Știi singurii în pendularea asta, dar lor. De ce primește? Dacă nu, în pendularea dacă asta nu, lor așa și așa, singurul e poporul român care se duce numai în cap. Corect. La sărăcie. Direct în cap. Da. Dar domn profesor, dacă nu are nicio problemă că nu mai sunt primari ăștia la PDL, de ce mai primește înapoi? Că păi, unii sunt trădători, unii sunt nu știu de ce să nu-i primească? Dar i-a trecut cineva la lipsă de caracter și de moralitate pe ei ca să-i judece ei pe alții după aceste criterii? Adică, da, domne, am înțeles, ai, te-ai dus acolo, rămâi acolo, gata, noi facem curățenie. Găsim alți oameni, domne, revitalizăm filiala, cum spunea domnul. Ne ridicăm, domnule, de undeva. Mihai, o să spună că, uite, s-a făcut dreptate. Ne-au revenit oamenii acolo unde noi am crescut, unde am colaborat foarte bine. Am fost performanți, am dus România pe noi culmi de progres și bunăstare. Și tot așa. Bunăstarea mecanică. Bun. În loc de concluzie, domnul profesor. În concluzie, taberele care spun ba voi, ba ai voștri, ai noștri sunt frumoși, ai voștri sunt urâți și așa mai departe, toată piesa asta de teatru, toate personalitățile care au acumulat valori, averi, viloaie, conturi, pe afară și pe străinătate, care trăiesc în huzur și așa mai departe, își duc viața lor să uită la ăștia din jurul lor ca la gândași de bucătărie, ca la insecte nesemnificative, așa, toată treaba este, dacă reușesc vreodată, eu puțin, alții mai mult, de la nivelele lor, să mai trezească poporul, pentru că toți ăștia sunt legitimați periodic prin vot. Te-ai dus și ai pus stampila pe unul sau pe altul, înseamnă că îți convine cum s-a lucrat în ultimii 25 de ani. Vă mulțumesc, domnul profesor, pentru prezență și pentru detaliile oferite și pentru analiza făcută, ca de obicei pertinentă. Le mulțumim și celor care au urmărit această emisiune. Să aveți o seară excelentă, la revedere!